Bună ziua, sunt Alisa Moise și vă invit la 7 zile, retrospectiva știrilor din Argeș. Emilian Dragnea, prefectul județului Argeș, a semnat marți dimineață ordinul de încetare a mandatului pentru Corneliu Nică, după ce primarul a pierdut anul trecut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. În acest dosar, edilul era acuzat de conflict de interese. Chiar dacă a fost demis, Corneliu Nică va ataca ordinul în instanță. Tribunalul va decide. Dacă ordinul prefectului se suspendă, Corneliu Nică revine la primărie până la judecarea finală a procesului. După ce prefectul a semnat ordinul de demitere a lui Corneliu Nică, viceprimarul Sorin Apostolicianu a preluat atribuțiile de primar. Corneliu Nică ar putea reveni însă la primărie dacă tribunalul îi va admite contestația împotriva ordinului de demitere. Ca urmare a încetării de drept înainte de termen a mandatului lui Corneliu Nică de primar al Piteștiului, la Consiliul Local Municipal a avut loc o ședință de îndată pentru desemnarea unui primar interimar. Propunerea liderului grupului social-democrat din cadrul legislativului piteștean, Cristian Gentea, a fost viceprimarul Sorin Apostolicianu. Cu 2 voturi împotrivă și 19 pentru, acesta a fost validat. Colegii mi-au acordat încrederea de a mă desemna viceprimar cu atribuții de primar. Le mulțumesc și sper să mă descurc și să-mi fac treaba ca și până acum și să fie bine să nu se întâmple absolut nimic nici în viața orașului și nici în viața cetățenilor, să putem să ne desfășurăm activitatea ca până acum. Corneliu Nică, primarul ales, a fost demis prin ordin al prefectului după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. În acest dosar, edilul era acuzat de conflict de interese, însă ar putea reveni la primărie dacă tribunalul îi va admite contestația împotriva ordinului de demitere emis de prefectul Emilian Dragnea. Deja farmat duminică dimineață la o sală de jocuri din cartierul nord al municipiului Pitești. 2 indivizi mascați, înarmați cu un pistol și un topor, au intrat în cazinou. Au amenințat și au bruscat bodyguardul localului și pe tânăra care gestiona încasările. Poții au reușit să plece cu 40.000 de lei și s-au făcut nevăzuți printre blocuri. De atunci, oamenii legii au pornit în căutarea lor. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum indivizii au pătruns în cazinou, iar întreaga lor acțiune a durat practic 40 de secunde. Unul dintre hoți a amenințat-o pe angajata care întocmea inventarul cu un pistol, iar celălalt costumat asemănător lui Moș Crăciun l-a amenințat pe paznic cu un topor. În încăpere mai erau 2 clienți martori la atac. Imediat după ce suspecții au fugit, angajata a reușit să acționeze butonul de panică și firma de pază a sosit la fața locului. La 6 și 16 minute a fost acționat butonul de panică, am ajuns la obiectiv în jur de 2 minute, 2 minute și ceva. Profesioniști? Din spusele angajaților, da. Polițiștii și echipajele medicale au sosit la fața locului. Tânăra a suferit un atac de panică. Te-au lovit? Ce-au făcut? Nu. Te-au amenințat cu pistolul? Da. Te-ai speriat? Bineînțeles. Te-au și lovit? Nu. Din primele date ale anchetei, se pare că autorii jafului armat au plănuit atacul. Polițiștii încearcă acum să stabilească dacă aceștia au fost clienți sau au mai fost prezenți în local în recunoaștere. Din primele cercetări, se pare că 2 persoane mascate, prin folosirea de amenințări, au reușit să sustragă de la angajații punctului de lucru al cazinoului circa 40.000 de lei. În prezent se desfășoară cercetări pentru identificarea autorilor. Cu toate că au trecut ore bune de la incident, cei 2 autori ai jafului sunt încă în libertate. Au fost instituite filtre și în continuare au loc audieri. După descrierile făcute de angajați, dar și de martori, oamenii legei speră să-i rețină cât mai repede pe atacatori. Agresorii polițistei de la secția Schitu Golești au fost reținuți. Asta după ce, în urmă cu câteva zile, au provocat un scandal într-un bar și s-au luat la bătaie. 2 dintre ei, tată și fiu, de 48, respectiv 21 de ani, au devenit violenți, iar când tânăra polițistă a intervenit pentru a-i calma, aceștia au rănit-o. Acum vor avea timp suficient să se gândească la ce au făcut, pentru că îl vor petrece după gratii. După ce în urmă cu câteva zile mai mulți bărbați au provocat un scandal într-un bar din Mihăiești și au lovit o polițistă, acum au fost reținuți. În afara sancțiunilor pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, polițiștii au deschis și un dosar penal pentru ultraj, având în vedere faptul că în urma încăierării agenta a fost lovită. Acum 2 dintre bărbații implicați în scandal au ajuns la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpulung, acolo unde s-a luat decizia reținerii lor pentru 24 de ore. Incident șocant la Pitești. Un bărbat a fost înjunghiat în plină stradă de un necunoscut. Rănit grav, omul a fost transportat la spital. Agresorul a fugit imediat după ce l-a rănit, iar polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.
Bărbatul venea de la serviciu și se îndrepta către casă. La un moment dat s-a abătut de la drumul principal câțiva metri. Atunci, un individ necunoscut l-a înjunghiat și a fugit. Bărbatul a mai făcut câțiva pași și a căzut la pământ, dar a apucat să-și sune soția, care la rândul ei a alertat autoritățile. Imediat la fața locului a ajuns un echipaj de terapie intensivă mobilă ce l-a transportat la spitalul județean. Victima unei agresiuni în stradă prezintă plagă înjunghiată precordială. Urmează a fi evaluat în bloc operator. Medicii au decis să-l ducă în sala de operație. Polițiștii au început căutările pentru a-l prinde pe atacator. Au căutat de asemenea și cuțitul pe care acesta l-a folosit pentru a-l înjunghia pe bărbat. Polițiștii argeșeni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a fost înjunghiat în zona cartierului pitășean Tudor Vladimirescu. În prezent se desfășoară cercetări în vederea identificării autorului. După aproape o oră, victima a fost scoasă din sala de operație și dusă la terapie intensivă în stare stabilă. Omul urmează să fie audiat pentru a da detalii despre semnalamentele atacatorului. Ancheta polițiștilor argeșeni după ce un bărbat a fost găsit mort lângă un bloc turn. S-a întâmplat la Pitești și vorbim deocamdată despre o moarte suspectă. Bărbatul a căzut de la etajul 8 al blocului în care locuia. Bărbatul de 42 de ani locuia în acest bloc împreună cu familia într-un apartament situat la etajul 8. În dimineața zilei de joi, o femeie i-a văzut trupul zăcând lângă bloc și l-a strigat pe un angajat de la salubritate care a constatat că bărbatul este mort. A trecut cu mașina de drum și l-am văzut acolo. Mort. M-am dus, am oprit mașina aici și m-am dus. Am pus mâna pe el, am văzut că avea ochii deschiși și nu mai mișca. Vecinii spun că bărbatul tocmai se întorsese din Anglia de la lucru. Nimeni nu știe însă ce l-ar fi putut determina să facă acest gest. Autoritățile au fost anunțate imediat și un echipaj al ambulanței a ajuns la fața locului. Nu s-a mai putut interveni, persoana a fost găsită decedată, cu rigiditate cadaverică instalată, o suspiciune de moarte prin precipitare, nu se mai putea interveni, era prea târziu. O stație de autobuz a fost distrusă de șoferul unui autotren într-o localitate din Argeș. Bărbatul care a avariat construcția era sub influența băuturilor alcoolice. Din fericire, în stația de autobuz distrusă nu erau călători. Incidentul a avut loc pe drumul național 7 în localitatea Bascov. Stația de autobuz necesită o reparație capitală. Șoferul camionului încărcat cu mase plastice susține că ar fi băut o noapte în urmă, însă nu i-ar fi trecut efectul alcoolului nici până în momentul coliziunii. Erau oameni, știți cumva? Nu, erau oameni, dar șoferul era băut. Aseară am băut. Aseară? Și-a rămas? Da. Doar ce pornisem, am vrut să întorc din cauza că... să parchez undeva să nu pune motorină. Bărbatul a fost depistat după ce a produs un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, iar în urma testării cu aparatul etilotest a reșit o valoare de sub 0,40 mg alcool pur în aerul expirat. Împotriva bărbatului s-a luat măsura sancționării contravenționale cu amendă în valoare de 1305 lei și totodată a fost luată măsura suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Pe lângă amenda și permisul suspendat, șoferul de 55 de ani din Dolj va fi nevoit să suporte și costurile reparației stației de autobuz pe care a distrus-o. Impact violent între două mașini la Pitești, pe vechea centură a orașului. Un bărbat de 67 de ani a pătruns inexplicabil pe contrasens cu mașina și a intrat într-un alt autoturism condus de un bărbat de 34 de ani pe care l-a răsturnat. Impactul a fost atât de puternic încât motorul mașinii șoferului vinovat s-a rupt în bucăți și s-a împrăștiat pe 10 de metri pătrați. Accidentul a fost anunțat la 112 de un șofer care a văzut accidentul și a spus că sunt 5 victime, de aceea au fost trimise la fața locului 5 ambulanțe. În realitate doar șoferii erau în mașini și au ajuns la spital. Din cauza accidentului, traficul a fost blocat, pagubele sunt mari, întrucât ambele mașini au suferit avarii importante. Incendiile de vegetație continuă să facă probleme în județul Argeș. De data aceasta vorbim despre un incendiu ce a avut loc lângă mănăstirea de la cetățeni. O zonă împădurită a luat foc, iar pompierii, pentru a izola flăcările, au fost nevoiți să urce muntele cu rucsaci cu apă în spate. A fost incendiu aproape de Schitus Cetățuia din comuna Cetățeni, acolo unde se află o mănăstire construită la mijlocul milenului trecut. Când au văzut focul, localnicii au anunțat imediat autoritățile, iar angajații primăriei și cei de la ISU au ajuns imediat la fața locului. Focul ardea pe viroaga aceea din spatele școlii, deja sus, la vreo 150 de metri. S-a aprins la jumătatea pantei,
în urcare și s-a propagat pe viroaga aia către vârf. Au intervenit 10 de pompieri, 40 de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, 5 de la Ocolul Silvic și 12 de la Serviciul Voluntar. Asta pentru că focul, pornit inițial de la vegetația uscată căreia i s-a dat foc, a ajuns la litiera de pădure și exista pericol de extindere și la pădure. Pentru a ajunge pe munte, pompierii au fost nevoiți să care în spate pompele cu apă pentru a uda copaci în flăcări. Vântul puternic a provocat pagube în sudul județului Argeș. Acoperișurile mai multor locuințe au fost afectate, iar 3 localități au rămas fără curent electric după ce vântul a doborât 3 copaci peste firele de electricitate de pe marginea drumului național Pitești-Roșior-Devede. Pompierii au îndepărtat arborii de pe carosabil, iar echipele de la electrică au rezolvat defecțiunile și au repus în funcțiune rețeaua de alimentare cu energie electrică. 24 de județe, printre care și Argeșul, s-au aflat sub avertizare nowcasting cod galben de vânt, care a avut intensificări de până la 70 km pe oră. Cele mai afectate localități argeșene de vântul puternic au fost cele din sudul județului. Situație de cascadorii râsului la Mihăiești, în Argeș. Un angajat CFR care avea în grijă bariera mecanică de pe DN73 a găsit o soluție originală de a o repara după ce aceasta s-a stricat de câteva zile. Regionala CFR pune practic în pericol transportul cetățenilor, ce tranzitează zona și ar trebui să urgenteze remedierea problemei. Totul se întâmplă pe DN73 la Mihăiești, la 30 de km de Pitești. Pentru că barierele nu mai funcționează, angajatul CFR, care se află la trecerea la nivel cu calea ferată, a inventat o metodă pe cât de primitivă, pe atât de penibilă. Pe un sens, a improvizat o bară vopsită de care a agățat câteva veste reflectorizante și mai multe indicatoare cu semnul stop, iar de cealaltă parte se află chiar el, care nu lasă mașinile să treacă. Totul spre amuzamentul general. Pe timpul nopții sunt puse în funcțiune și câteva lanterne. Pe măsura penibilului situației, angajatul are și o explicație. Dom'le, noi suntem datori la orice de-asta, da. Să anunțăm, ne anunțăm organele. De când ziceați că e stricată? De sâmbătă. Improvizația a stârnit val de reacții în rândul șoferilor. Unii fac haz de necaz, alții o consideră un pericol. Ei știe mai bine, nu? Dumneavoastră, vi se pare sigură bariera asta? Ce să mai fie sigur în țara asta, domnule? Că n-are ce să fie mai sigur, nu? S-a întâmplat la Bascova acolo, la Curtea de Argeș, în partea alantă de să duceți pe Curtea de Argeș. E acolo, nu mai are nici bariera, nici nimica. Aici măcar tot o pune, știi, un rost. Acolo vine, ți-o pune pe mașină și ți-a luat permisul. Ce de la drumul și podul trebuie să repare mai bine? Primăria. Ați mai văzut asemenea bariere pe undeva? În România se poate orice. Nu știm cât va mai dura până când bariera de la Mihăiești va fi reparată, știm însă că toți cei care tranzitează zona sunt în pericol. După ce elevii claselor a 7-a și a 8-a au susținut recent examenele de verificare a cunoștințelor, acum și liceenii trăiesc aceleași emoții. Cei din clasele a 11-a și a 12-a au parcurs probele de la simularea bacalaureatului 2019. Simularea bacalaureatului 2019 este în plină desfășurare. Atât elevii de clasa a 11-a, cât și cei de clasa a 12-a se află sub imperiul emoțiilor, având totodată și posibilitatea de evaluare a cunoștințelor acumulate până acum. După testarea la limba și literatura română a urmat proba de profil. Iată care au fost impresiile liceenilor la ieșirea din sala de examene. Singura problemă a fost subiectul 3, exercițiul 12C, care a fost mai greu de făcut. În rest, totul a fost destul de simplu. A fost ok, fără emoții. Chiar a fost cum am așteptat. De cealaltă parte, conducerea Inspectoratului Județean Școlar spune că examenele de simulare a bacalaureatului sunt extrem de importante și au menirea de a obișnui elevii cu emoțiile inerente oricărui examen. Simularea s-a desfășurat în toate unitățile de învățământ liceal, adică 42 de unități de învățământ. Astăzi s-a derulat proba obligatorie a profilului pentru clasele a 11-a și a 12-a, iar mâine se derulează proba la alegere doar pentru clasele a 12-a. De menționat că ultima probă, cea la alegere a profilului, se susține doar de către elevii claselor terminale, iar afișarea rezultatelor de simulare a bacalaureatului se face în data de 29 martie 2019. Elevii au libertatea de a cere totodată ca notele obținute să fie trecute în catalog sau nu.
O mare companie de cablaje din Pitești continuă dezvoltarea proiectului de școală profesională la Liceul Tehnologic Astra. La începutul acestui an a demarat amenajarea atelierului de lucru din instituție. La aceste lucrări participă, pe lângă specialiști, și o echipă de voluntari din cadrul companiei. Proiectul de amenajare a atelierului de electronică și automatizări din cadrul Liceului Tehnologic Astra prevede renovarea și dotarea atelierului cu echipamentele necesare exercițiilor practice. Se adresează de tinerilor care învață meseria de electronist, aparate și echipamente, cu suportul Draxlmaier Group. Toată lumea are de câștigat din acest program, noi ne dorim ca tinerii să primească o pregătire bună, iar școala le poate oferi acest lucru cu ajutorul nostru. Noi investim în formarea tinerilor și, așa cum vedeți acum, avem o echipă de voluntari care ne susțin în această amenajare. Grupul susține programe de educație profesională prin colaborări durabile cu licee din toate orașele în care își desfășoară activitatea: Timișoara, Hunedoara, Satu Mare, Brașov și Pitești. Pentru tineri este important să acumuleze informații în perioada studiului pentru a-și clădi apoi viitorul profesional, iar pentru noi este important să fim alături de ei. Suntem de partea industriei, lucrăm cu cele mai noi tehnologii și acestea trebuie să ajungă și în școli, ca să fie cunoscute tinerilor. După ce renovarea va fi gata, atelierul va fi dotat cu echipamente necesare activității. În cadrul lucrărilor de amenajare, o contribuție importantă au avut-o angajații companiei, care, în sistem de voluntariat, au venit să dea o mână de ajutor la renovare. Au vopsit, au pus lambriul, au contribuit la curățenie. Școala am făcut-o aici, acum 19 ani. Așa, acum din nou în aceeași formulă, numai că fac școala de maiști tot aici, și când am auzit de voluntariat am zis, trebuie să merg. Cărăm cărămizi pentru a ajuta școala, batem lambriuri, am vopsit. De ce faceți acest lucru? Pentru a ajuta copiii să aibă un viitor mai bun, să oferim niște condiții mai bune. Programul de educație profesională susținut de Draxlmaier Pitești în cadrul Liceului Tehnologic Astra a demarat în 2015 pentru calificarea profesională, electronist, mașini și echipamente, și peste 40 de elevi fac parte din acest program în fiecare an. Intenția noastră și a partenerilor noștri este aceea de a forma forță de muncă ca să se integreze pe piața muncii cât mai rapid după finalizarea cursurilor. Exemplul dat de Draxlmaier Group este unul de bună practică în toată lumea și ar putea fi șansa pentru reechilibrarea pieței muncii și în România, care suferă aici din lipsa școlilor profesionale care să pregătească tehnicieni și angajați calificați. Asociația Colectiv a ajuns la Pitești cu o caravană a educației. Elevii de clasa 1 și a 2 a școlii Marin Preda au dat o lecție de excelență oaspeților. Copiii i-au impresionat pe adulți. Isteți și serioși, ei chiar au învățat lecția dramei de la Colectiv din 30 octombrie 2015. Eugen Iancu, președintele asociației, unul dintre cei care și-a pierdut copilul în Colectiv, a ales să-și transforme durerea în energie care să salveze vieți. Sunt comunicativ, știu, înțeleg. Și asta mă bucură, pentru că în cele din urmă ne dorim să nu se mai întâmple un alt Colectiv. Incendii se întâmplă, vedem zi de zi. Important este să știm cum reacționăm în caz de incendiu. Asociația sa, în colaborare cu ISU și Ministerul Educației, a scos o carte educativă care să fie ghid pentru salvarea vieții din foc. Publicul țintă pentru noi este de aproape 1 milion de copii. Deci clasele 0-4, de fapt grupa mare grădiniță, clasele 0-4 sunt aproape 1 milion de copii. 1 milion de copii, toți isteți și bine intenționați, sunt speranța noastră că România se va face bine. Să știți că focul și apa sunt și prieteni și dușmani. Părinții mei învață de la mine ce am învățat la școală. Ce ai în mânuță? O carte. Ce fel de carte e asta? La ce te ajută pe tine cartea asta? Să știu cum să supraviețuiesc dacă ia foc ceva. O să țin cont toată viața, pentru că noi până acum n-am vorbit despre acest subiect, dar îl știam. Și noi, dacă suntem mici, este foarte frumos când aflăm lucruri noi, când vedem lume nouă. A fost ca o lecție, în caz de incendiu să știm ce să facem. Putem salva mai multe vieți dacă vom ști mai multe și vom fi mai educați. Acțiunea de la Pitești este susținută și de Flori Grigoraș, un alt exemplu de bună practică în societatea civilă românească, cea care susține anual 10 de proiecte umanitare.
De ce s-au ales copiii? Deoarece copiii pot reprezenta un germen pentru al educației către părinți. După cum ați văzut și surprinzător, o acțiune destul de emoționantă, copiii din clasa 1 au învățat după colectiv, cred eu, au trebuit acolo să-și piardă viața atâția tineri, pentru ca acești copii, care sunt de fapt, care reprezintă viitorul, să învețe să știe cum să se apere. Multe lacrimi au curs astăzi la Rociu, acolo unde fostul nostru coleg, Gabriel Bălășoiu, a fost condus pe ultimul drum. Evenimentul a fost unul trist, încărcat de durere. Familia, numeroși prieteni și foști colegi de la instituțiile la care Gabi a lucrat și-au luat un ultim rămas bun de la tânărul ce avea doar 44 de ani. Un om, un părinte și un prieten adevărat. Gabriel Bălășiu s-a implicat enorm în a ajuta pe cei aflați în suferință, dar și a salva vieți. Din păcate, însă, o boală nemiloasă descoperită în urmă cu 2 ani l-a răpus, deși s-au făcut eforturi mari pentru a putea fi salvat. După o lungă suferință și luptă cu boala nemiloasă, fostul nostru coleg de la Antena 1, fost angajat al Consiliului Județean Argeș, dar și la Ambulanța Argeș, Gabriel Laurențiu Bălășiu a plecat dintre noi miercuri, la numai 44 de ani, lăsând un gol imens în sufletele celor apropiați și ale celor care au fost colegi de breaslă. Lui adormitului robului Dumnezeu, Laurențiu Gabriel, cu neamului cel din veacă adormit, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Astăzi, sute de persoane l-au condus pe ultimul drum în satul său natal, Șerbănești, loc pe care l-a iubit enorm. Locul copilului nu este pe stradă. Acesta este titlul sub care DGASPC Argeș a marcat Ziua Internațională a Copiilor Străzii. Reprezentanții instituției au împărțit pliante prin care au informat despre modul în care cerșetoria nu trebuie susținută din milă. Poliția copilului desfășoară o campanie. Pentru copilași aceștia care cerșesc, ce vă spune? Care e mesajul? Să nu le mai dați bani. Locul copilului nu este pe stradă, așa s-a intitulat campania desfășurată pentru al doilea an consecutiv de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș. În cadrul campaniei, reprezentanții instituției au ieșit în stradă și le-au împărțit oamenilor pliante. S-a încercat, așadar, prezentarea riscurilor la care copiii străzii sunt expuși, dar și faptul că cerșetoria nu trebuie încurajată de către ceilalți oameni. Scopul acestei campanii constituie conștientizarea populației cu privire la riscurile la care sunt supuși acești copii, cu privire la faptul că acestora le sunt încărcate o parte din drepturile care sunt conferite prin legea 272/2004. Campania a făcut parte din evenimentul desfășurat la nivel internațional, Ziua Internațională a Copiilor Străzii. Lecție inedită de tras cu arma în poligonul poliției din Argeș, acolo unde printre cei inițiați s-a aflat și Bebe Cotimanis. Actorul joacă în rolul lui Jupându Mitrache din O noapte furtunoasă și este nevoit să folosească o armă. De aceea, șeful trupelor speciale l-a învățat să tragă cu diverse tipuri de arme. Aceasta este una dintre scenele jucate de actorul Constantin Cotimanis în piesa O noapte furtunoasă pe scena teatrului din Pitești, pentru că ar trebui să știe cum să mânuiască arma. Polițiștii din Argeș s-au oferit să-i facă instructajul.
Și cel mai ușor pe pas. Adică să... Ia uite. Exact unde am zis că dau. E fantastic. Asta de ce mai ții? În pat. A, când nu te vede el, ești pe Q4 de la nu, nu se aude. Este un exercițiu de tir. Inițierea s-a desfășurat în poligonul special al poliției. Așa a rememorat actorul câteva dintre filmele în care a jucat. Știi care e chestia? Am jucat într-o grămadă de filme și americane și nu știu ce. Și să dai, dacă îl vezi pe unul că stă așa cu degetul pe trăgaci, înseamnă că e... Nu știe carte. Nu știe carte. Aia e una din patru reguli. Exact. Și asta e greutatea normală. Lecția în poligon, spune Codimanis, a fost foarte eficientă. Dincolo de curiozitate și plăcere, rămâne arta de a trage cu arma, chiar dacă este doar în cinematografie. Ziua de 21 martie a fiecărui an a fost dedicată de către UNESCO rolului privilegiat al expresiei poetice în promovarea dialogului intercultural, al comunicării și al păcii. O instituție de cultură argeșană a găzduit un eveniment tematic, al cărui invitat special a adus cu el și dulcele grai al Moldovei de peste Prut. Muzeul Pomiculturii și Viticulturii de la Golești a celebrat Ziua Internațională a Poeziei. Invitatul special a fost Dumitru Crudu, unul dintre cei mai cunoscuți poezi din Republica Moldova. Acesta a studiat la Chișinău, Tbilisi, Brașov și a fost masteran la Sibiu. Trăim un nou moment fericit pentru poezie, că ea a devenit tot mai populară. Devine, pe zi ce trece, tot mai interesantă pentru publicul larg. Și în contextul internațional, poezia românească își croiește drumul ei. Sunt poeți traduși în foarte multe țări din Europa, de la Polonia, Germania, Austria până în Franța. Chiar recent a avut loc și Salonul Internațional de Carte, unde au fost foarte mulți poeți din România, mulți dintre ei cu cărți traduse. Manifestarea culturală de la Muzeul Golești, dedicată Zilei Internaționale a Poeziei, s-a desfășurat sub forma unui cenaclu literar, cu lecturi publice și evocări ale unor importanți poeți români, printre participanții regăsindu-se și binecunoscuta Nicoleta Popa. Muzeul Golești sărbătorește Ziua Internațională a Poeziei. Dorim ca acest eveniment să devină o tradiție. Dacă va mai fi îngăduit să organizeze evenimentul, aș vrea să fac din el un fel de promovare a tinerilor poeți, a literaturii postmoderne, care e destul de vitregită în ceea ce privește promovarea, cel puțin la noi în județ, și am să aduc în fiecare an câte un mare poet postmodern. Anul acesta l-am adus pe cel mai important poet basarabean, Dumitru Crudu. Dumitru Crudu este câștigător al concursului de dramaturgie Cea mai bună piesă românească a anului, organizat de Uniunea Teatrală din România și de Fundația Principesa Margareta a României, ediția 2003. El este de asemenea membru al Uniunii Scriitorilor, dar în același timp și al Uniunii Teatrale din Republica Moldova. Cu un palmares bogat, regizorul Iura Lucașu aduce în fața cinefilor o nouă comedie, Faci sau Taci. Vorbim despre un film românesc, câte puțin din fiecare, amuzant, misogin, serios. Faci sau Taci aduce pe marile ecrane o distribuție impresionantă, formată din numai puțin de 16 nume sonore. Știi spaniol, da? Nu. Cum adică nu? Nu știu spaniol. De ce mi-l am e scris în CV, mă, că vorbești trei limbi străine, inclusiv spaniol? Pentru că așa ai zis tu, mama, să pun în CV, să fie cât mai bogat. E că e vina mea, nu? Da. Ce mă? Taci sau Faci, în regia lui Iura Lucașu, este o comedie savuroasă ce aduce în prim plan foarte multe vedete, persoane numeroase care se află la primul rol din viața lor într-un montaj de lung metraj. Și vorbim aici despre cântăreți sau sportivi cunoscuți. Iura e un tip îndrăzneț, întotdeauna a fost un tip îndrăzneț și avem foarte multe persoane publice în film care nu au mai filmat niciodată, gen Sandra Izbașa, Gică Craioveanu, și și-au făcut treaba destul de bine, adică Iura știe să te motiveze în așa fel încât să scoatem cel mai bun din produsul nostru. De ce ar trebui să vină Pitești? Ar trebui să vină pentru că în toate sările din țară, vă dau cuvântul meu de onoare, eu nu sunt un tip lăudăros din fire și eram sceptic un pic la început, eram reținut, dar se râde de la început până la sfârșit. Iura Lucașu și-a dorit un alt tip de produs prin care poveștile românești să fie atractive și să genereze un public pe măsură. Se vor distra copios și o să râdă foarte mult. Eu mi-am și propus să nu fac genul ăla de comedie, clișeul, sistemul american.
Am fugit de mult de chestia asta pentru că mi-am dat seama că noi avem un umor aparte. Hazul de necaz este un lucru specific, nu? Și am zis, mă, suntem idioți dacă stăm să ne uităm la alții cum să facem comediile lor. Noi le avem pe ale noastre și hai să avem odată curajul să le punem pe peliculă. Pentru noul proiect, regizorul a filmat doar 21 de zile în 13 locații diferite din Banat. Un film cum este Faci sau Taci, foarte bine întâmpinat, are succes, lumea vine, se simte bine și noi nu putem decât să ne bucurăm. Pideșenii au vizionat filmul românesc și au schimbat impresii cu câțiva dintre actorii din distribuție. La final, pideșenii au ținut să rămână și cu o amintire de la protagoniștii comediei și s-au fotografiat alături de tinerii artiști. Aceasta a fost retrospectiva știrilor săptămânii din Argeș. Ne revedem luni la Observator.